În acest weekend, Chiriarhul Episcopiei Severinului și strehaie preasfințitul Nicodim a săvârșit Sfânta Liturghie în satul Prejna la singura biserică întemeiată de Tudor Vladimirescu. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată pe o scenă amenajată în curtea bisericii. La slujba au participat atât oficialitățile locale cât și cetățenii din toate satele Comunei Balta. Programul manifestărilor a continuat cu prezentarea de către profesor dr. Tudor Rățoi a vieții lui Tudor Vladimirescu, urmând de un mic recital al grupului psaltic Sfântul Nicodim de la Tismana, al Catedralei Episcopale din Drobeta Turnu Severin, care a interpretat imnul Revoluției de la 1821. Episcopia Severinului și strehaiei a ridicat o troiță de marmură în curtea bisericii din Prejna. Această cruce a fost sfințită de către preasfințitul părinte Nicodim, care a săvârșit și rânduiala parastasului pentru eroul Tudor Vladimirescu. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viața dă. La acest eveniment a fost difuzat în premieră documentarul Tudor Vladimirescu, Istorie, Revoluție și Legendă, producția Consiliului Local și al Primăriei Balta, realizat de Dan Șalapa. Această zi a fost o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului, dată fiind amploarea acestui eveniment în memoria eroului național Tudor Vladimirescu. Astăzi, după cum bine vedeți, ne aflăm în Comuna Balta și suntem la evenimentul care marchează 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Astăzi, primăria a fost implicată și, după cum vedeți, este o ceremonie care marchează o adunare prin care participă Episcopia Severinului și strehaii și sunt invitați autoritățile locale din zona de munte a Mehedințului, cât și cetățeni din Comuna Balta și din zona de nord a Mehedințului. Zic eu că nu atât de importantă pentru Balta cât pentru județul Mehedinți, pentru România. Iată că arătăm românilor că aici unde vătaful de plai Tudor Vladimirescu a ctitorit această biserică și de unde a pornit, să zicem așa, și Revoluția din 1821, astăzi comunitatea din Balta aduce un pios omagiu acestui mare vătaf Tudor Vladimirescu. Împreună am sărbătorit 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu. Suntem mândri că Tudor Vladimirescu a poposit aici, pe acest pământ sfânt, unde a construit această biserică, singura ctitorie a lui Tudor Vladimirescu. Suntem mândri că Tudor Vladimirescu a pășit prin fiecare sat al Comunei Balta și a lăsat urmă în fiecare sat al Comunei. Cred că momentul a fost frumos gândit și potrivit, așa încât am îmbinat istoria, Revoluția cu folclorul nostru. Tudor Vladimirescu a fost figura emblematică a Revoluției de la 1821, fiind comparat cu George Washington, deși destinul său s-a încheiat tragic și mișcarea sa revoluționară a fost înfrântă. A marcat însă începutul mișcării de emancipare națională a românilor și alături de figura lui Mihai Viteazu, a prezentat o sursă de inspirație pentru mișcarea revoluționară de la 1848 și mai târziu pe cea unionistă de la 1859.